clipul de azi m-am gândit să vă arăt cum vă puteți decora camera sau casa cu niște DIY-uri foarte simplu de realizat și foarte drăguțe. Pentru primul DIY aveți nevoie în primul rând de o creangă. Încercați să căutați una care nu este foarte subțire și în același timp ar fi ideal dacă găsiți una destul de dreaptă, deci să nu fie foarte ondulată. Iar primul pas ar fi să curățați puțin creanga, să-i rupeți crenguțele și eventual să-i tăiați din capete dacă acestea sunt prea lungi. Pe lângă creanga din pădure mai aveți nevoie de câteva fire de croșetat sau lână, în ce culori doriți voi. Pentru a vă ușura munca, vă recomand să luați cele mai groase fire de croșetat pe care le găsiți. Iar înainte de a vă apuca de treabă, gândiți-vă în ce ordine vreți să prindeți culorile respective. Ca să nu prindem fiecare fir de lână separat de creangă, vom forma un fel de șuvițe, formate din 5 sau mai multe fire de lână, în funcție de cât de groase vreți să fie șuvițele respective. Gândiți-vă și cât de lungi vreți să fie firele atrânate de crenguță și dublați lungimea aceasta când formați șuvițele. Ca să prindeți firele de creangă, va trebui să îndoiți șuvița respectivă în două, să creați o buclă în partea de sus și să aduceți restul firelor prin bucla respectivă. Cred că se înțelege destul de bine din video. Și repetați schema pentru toate celelalte culori, începând cu mijlocul crengii, deci cu culoarea pe care vreți să o prindeți chiar în mijloc. Ca să puteți prinde creanga de perete, va trebui să folosiți puțină sfoară și să-i faceți un fel de agățătoare. După ce atârnați creanga de perete și pieptănați puțin firele cu degetele, puteți începe să-i dați o formă. Eu am făcut un fel de triunghi cu vârful în jos. Și cam acesta este rezultatul final. Mie mi se pare o decorațiune foarte simplu de realizat și foarte, foarte simpatică. Pentru următorul DIY veți avea nevoie de câteva crenguțe mai subțiri de data aceasta, de pompoane în culori și mărimi diferite, de o vopsea spray aurie, de un pistol pentru lipit, și de o vază sau o sticlă. Și vom începe prin a vopsi aceste crenguțe, însă vă recomand să faceți pasul acesta afară. Și veți observa că nu am insistat foarte mult cu vopseaua, nu am vrut neapărat să fie un auriu din acela lucios, am vrut pur și simplu să aibă o tentă aurie, astfel încât să arate puțin mai drăguț decât culoarea lor naturală. După ce am lăsat crenguțele la uscat aproximativ 30 de minute, acestea arată cam așa, iar acum puteți începe să lipiți pompoanele colorate de crenguțe. Să aveți mare grijă cu pistolul de lipit, mai ales dacă folosiți pompoane așa de micuțe cum am folosit eu aici. Așezați crenguțele în vază ca să vedeți dacă mai trebuie să lipiți pompoane în anumite locuri. Pentru următorul tutorial veți avea nevoie de o bucată de material, cubuline sau simplu, veți mai avea nevoie de o farfecă,
de un șablon în formă de ananas. Puteți chiar să vă faceți singure un astfel de șablon. Mai aveți nevoie de vopsea pentru textile verde și galbenă, opțional de o astfel de bandă cu ciucurei, de un burețel, de un ac șoață sau o mașină de cusut dacă aveți și de umplutură pentru perne. În primul rând va trebui să tăiați materialul și să creați două pătrate de 40 pe 40 de centimetri. Apoi, ca să vopsiți fața pernei, veți avea nevoie de șablon, însă nu uitați să puneți o bucată de hârtie sau carton sub material. Iar șablonul l-am fixat în colțuri cu câteva bucățele de scotch. Iar acum puteți începe să vopsiți materialul cu ajutorul burețelului. După ce ați terminat de vopsit ananasul, cel mai probabil va trebui să treceți cu fierul de călcat peste partea vopsită, însă cel mai bine ar fi să citiți instrucțiunile pentru vopselele de textile pe care le folosiți voi. Pasul următor este opțional, însă mie mi se pare că arată foarte drăguț, și anume puteți prinde această bandă cu pompoane de jur împrejurul pernei, după care să o coaseți cu o cusătură dreaptă. Apoi puneți bucata de material pentru spatele pernei peste fața acesteia, prindeți o coace și coaseți-o de jur împrejur, însă nu uitați să lăsați în partea de jos aproximativ 10 cm necusuți pentru a putea adăuga umplutura. După ce ați cusut perna, puteți să o întoarceți din nou pe față și să începeți să o umpleți cu umplutură de perne. Marginile colțului aceluia care a rămas necusut trebuie îndoite spre interior aproximativ 1 cm, prinse cu ace și cusute cu o cusătură dreaptă. Și cam acestea au fost propunerile mele pentru videoul de astăzi. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-mi dați un like, abonați-vă dacă vreți și mai multe videouri de genul și apăsați clopoțelul ca să fiți notificați de fiecare dată când postez. Mulțumesc pentru vizionare!